Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Controversa cu repartitoarele de instalat sau de neinstalat la bloc, legea care obligă asociațiile de locatari și proprietarii să-și instaleze repartitoare, cred că e în vigoare de vreo 10 ani, se tot prorogă de la an la an. Acum citesc, am văzut că domnul Radu Opaina, care e președintele asociațiilor de proprietari, o federație, Federația Asociațiilor de Proprietari din România. Totilia? Cred că da, e pe viață acolo. Dânsul, domnul Opaina, și a fost director... Primul președinte de scară de bloc al țării. Da. Fost director Radet. Dânsul zice așa, că mai mult de jumătate, e afirmația dânsului, mai mult de jumătate dintre cetățenii care și-au montat repartitoare au plătit mai mult decât cei fără repartitoare. Domnul Opaina este un opozant dezlănțuit. Duce o luptă de gherilă împotriva repartitoarelor de ani de zile. Asta vine să arunce în aer complet teoria conspirații cu repartitoarele, că știți, sunt mulți cetățeni care refuză cu îndrăgire să-și pună repartitoare de mai multe motive. Păi asta spune și domnul Opaina. Da. Nu aruncă în aer, dimpotrivă, o consolidează. Pe asta spun. Da. Păi dă pe ăștia peste cap complet, nu o să-și mai pun repartitoare niciodată. În sprijinul afirmației, dânsul, domnul Opaina, a publicat un tabel cu costurile la întreținere care au venit pe luna noiembrie, anul trecut, într-un bloc în care unii locuitori, unei locatare au montate contoare individuale, adică repartitoare de-astea, la calorifere, și alții nu. Și dânsul spune, citez, unii închid repartitoarele și se încălzesc de la vecini, prin pereți, prin țevile care trec prin apartamente sau cu gazele de la aragaz din instalația comună. Aceste costuri nu se regăsesc în factura de căldură a apartamentului care închide caloriferele, ci în factura tuturor celorlalți vecini. În acest fel, unii plătesc foarte puțin sau chiar deloc, în timp ce costurile celorlalți cresc, mai exact, unii plătesc pentru ceilalți, explică Opaina, citat de Hot News. Sincer, mi se pare o tâmpenie. Pe cuvânt, îmi cer scuze. Deci asta cu încălzirea de la vecini, sunt convins că are o influență. Adică, normal că dacă una e să ai pereții toți spre exterior și alta spre alte apartamente. Dar dacă într-un apartament sunt 23 de grade, nu cred că... Dacă tragi patul mai spre un apartament unde se încălzește vecinul, e mai cald. Dar deci nu e că te încălzești. Adică dacă la vecinul, să zicem, sunt 23 de grade în apartament și tu ai închis de tot căldura, nu cred că la tine sunt 22 sau 21. Cred că te strici de frig în casă, că e frig și la tine. Dar ajută în menținerea unei temperaturi. Da, una este să fie încălzite apartamentele din jur. Să nu fie ca afară. Da. Și alta e să te încălzești de la vecini. Nu cred că te poți încălzi de la vecini dacă tu tai căldura cu totul. Iar aia cu aragazul pornit... Aia se practică. Da, o practicam sunt și oameni eu pe vremea... Care, nu, dar chiar sunt oameni nevoiași care refuză pur și simplu să pornească robinetul caloriferului în cazul blocurilor, da, în care sunt repartitoare. Și stau și preferă să dea drumul la aragaz, mai ales în garsoniere, neapărat sunt pensionari, sunt oameni fără posibilități care nu au încotro, practic, și preferă să încerce asta. Încălzesc cu oală, cu apă, paragaz. Fac tot felul de mici, da, trucuri, știu, ca pe vremea. Tocmai ca să-și reducă consumul. E dreptul lor să plătească. Eu așa cred, nu? E dreptul lor să plătească mai puțin. Ce faci cu apartamentele care sunt la ultimul etaj? Dar n-am înțeles. Acolo tot plafonul este spre exterior. Aia cum se încălzește? Dar ține căldură de la vecinii de jos, că ea se ridică. Bun, atunci la parter. Tu practic ai 10 apartamente care îți emană căldură. La parter e nenorocire. Că se ridică toată căldura, tu stai, da, în frig, îți vine numai de jos, de la subsol. Dar stai puțin, eu n-am înțeles asta. Deci, domnul Opaina zice așa, că ea cu repartitoarele țin închise, unii. Unii, da. Și cu toate astea plătesc mai mult decât aia care plătesc pe ușa? Nu, plătesc mai puțin și cei care au repartitoarele deschise plătesc mai mult pentru că ei... Rămân niște cheltuieli comune care... Ca să, practic, să-și dea căldura cât vor ei... Trebuie să încălzească și pe vecini care stau în frig și prin pereți se pierde căldură la ei. Sincer, mi se pare o prostie. Adică, probabil că există un gradient de temperatură acolo care influențează cumva consumul, dar nu cred că este de semnificativ. Nu cred că este. Mie cea mai tare mi se pare aia cu că trebuie să plătești pentru că treci o țeavă care încălzește vecinul de deasupra. Știi că trec țepi prin, da, apartament ca să... Așa e făcut sistemul. Da. Unele sunt mascate, altele nu. Așa este. Și tu te încălzești cumva de la țeava care traversează apartamentul, da, și trebuie să plătești și tu o parte din banii aia. Auzi, dar de ce nu aș lua eu chirie pe țeava aia care trece prin apartamentul meu? Serios acum. Păi țeava aia blocului, nu e a ta. Păi da, dar traversează apartamentul care e al meu. Și îl încălzește.
Da. Păi eu nu vreau asta. Tu nu. Ia țeava și du-te. Du-ți țeava pe unde vrei tu. Dar dacă țeava aia trece prin apartamentul meu, nu-i corect să plătești chirie? Ia uite ce zice. Să plătești chirie? Că cine să o plătească? Asociațiile proprietarilor? Restul apartamentelor. Practic plătești toți chirie. Uite, dar eu nu vreau. Se anulează. Cei care se încălzesc prin sistemul respectiv. Să-mi transmite un amic, da, coleg, probabil că așa este. Nu poți opri repartitorul, dar oprești caloriferul. Nu caloriferul, da, în sensul ăsta, da. Zis. Da, are, cine are repartitor? Avem rugăminte. 0372069599. Cine are repartitor? Să ne sune. Fraților, plătiți mai mult decât cei fără. Aveți situații în bloc în care sunt instalate repartitoare la unii, la alții, nu? Nu cred că e posibil. Adică dacă se instalează repartitoare, cred că se instalează pe toată scara, pentru toată asociația. Nu cred că unii pot să-și instaleze, nu, și alții. Nu, instalezi individual. Păi da, dar trebuie instalată pe toată asociația de proprietari, nu? Nu? Noi când ne-am instalat la un dat unde stăteam repartitoare, n-avea toată scara. Uh-huh. Și restul cheltuielilor care rămâneau se împărțeau paușal către, doar între cei care nu aveau repartitoare. Bine, 0372069599. Vrem să vă auzim pe aceia dintre voi care vă aflați în situația asta. Aveți repartitor în bloc, în casă și alți vecini n-au. Cum e întreținerea? E mai scumpă? Sunt mai mulți bani? Plătiți mai mulți bani cei cu repartitoare față de cei care nu au repartitoare? 0372069599. Și a constatat cineva că te poți încălzi de la vecini? Că dacă e așa, eu am încurcat-o, că eu acum eu stau la țară în casa mea. Da, vecinii sunt la niște metri distanță peste curte. Dacă să mă încălzesc, poate te încălzește vreo ciocănitoare, mă gândesc, dacă nu aveți ciocănitori în sat acolo. Cred că ar fi ceva, am auzit. Bun așa. Avem multe telefoane, multe mesaje. Hai să-i dăm drumul repede, vreți? Da, hai. Hai, hai să începem cu mesaje, câteva mesaje. Salutare, băieți. Eu rog pe domnul Paina să se încălzească el cu căldura de la vecini. Iar dacă cei care au repartitoare își încălzesc caloriferele să reducă costurile, asta nu împiedică cu nimica pe cei care n-au repartitoare să-și monteze. Referitor la valoarea căldurii pe luna noiembrie, la noi în bloc tocmai s-a afișat ieri întreținerea. Pentru un apartament cu 3 camere în care locuiesc împreună cu familia, costul nostru de întreținere e de 191 de lei. Costul încălzirii pentru un apartament cu 2 camere al unei vecine care nu are repartitoare și este o singură persoană este de 290 de lei. Aha. Și al unui alt apartament cu 3 camere care nu are repartitoare este de 480 de lei. Mai departe, cred că e liber fiecare să-și facă orice fel de calcul. Deci cine are repartitoare? Uite, omul are repartitoare și plătește mai puțin. Plătește mai bine, da. Hai să mai vedem. Ia. Și am uitat să vă spun, caloriferele au stat pornite pe întreg parcursul lunii noiembrie, adică nu au fost oprite absolut deloc. Mulțumim. Și asta era o întrebare, poate că au oprit caloriferele. Nu. Uite că nu. Domnilor, să vă dau un exemplu, eu știu, simplu. Diferență între două apartamente, al meu contorizat, cu apomet, cu repartitoare, pardon, iar al soacrei a fost, dar s-au pus ei de acord să nu le mai citească, să nu le mai ia în considerare. S-au pierdut. Soacrele îmi plătește undeva la 300-400 de lei căldură pe lună și nu are, vreau să vă spun, iar eu undeva la 100 de lei și am cu repartitoare. Uite, eu cred că tu ai furat repartitoarele soacrei ca să nu se mai încălzească. Nu, mă refer la cel care ne-a trimis mesajul. Se pare o tâmpenie pentru că nu trăiești în asemenea condiții, ca să știi, sau cu asemenea vecini. Spre exemplu, bunica mea trăiește într-un bloc de ăsta cu repartitoare și are vecini care dau jos de pe 3 calorifere din casă repartitoare, le lasă doar pe unul și în rest se încălzesc de la aragaz. Adică închid caloriferele. Și uite așa, bunica mea plătește o singură persoană 400 și ceva de lei întreținere, pe aia plătesc 200, în condițiile în care o întreținere la un bloc normal unde nu există repartitoare și așa e undeva la 200 de lei. Sau chiar ba mai puțin. Despre ce vorbim? Nu e o tâmpenie, sunt cazuri reale, unde locatarii, mai ales bătrânii, sunt luați în bătaie de joc față de alții. Și de asociații, care nu au nicio măsură în cazul celor care fură, efectiv. Și sunt nu prinși. Sunt de acord. Oamenii aia care plătesc mai puțin și-au închis caloriferele. Și ei trăiesc în frig sau trăiesc în gazele de la aragaz, pentru că profită de faptul că probabil gazul se plătește la paușal, pe tot blocul. Dar dacă vrei să trăiești în confort,
îți lași caloriferele pornite, plătești mai mult. Dacă vrei să trăiești în fofolit și în umezeală rece, că ai caloriferele închise prin camere și să te încălzești doar cu flacăra de la ragaz din bucătărie, atunci, na, și plătești mai puțin, da. Asta nu înseamnă că cel care se încălzește pierde cumva, cum pierzi? Tu trăiești în confort, ai caloriferele. Să verificăm și cu reprezentantul nostru în teritoriu, singurul care are... Ai repartitoare sau nu? Da, eu am repartitoare și uite, tocmai mi-a venit factura, că mă uitam la... Așa? Asta am vreo 200 și un pic de lei căldura pe noiembrie. Nu. Da. Te încălzești de la vecini? Mă încălzesc și de la vecini, mă încălzesc cu țevile care străbat apartamentul. Da. Și mă încălzesc cu caloriferele pe care eu le țin pe poziția a treia a robinetului termostatat. Adică încerc să obțin în casă din 5. O temperatură de 22,5-23 de grade. Asta e mă gândesc, dacă temperatura e... noastră de croazieră. Tot ce sub 24. Dormi în training? Vară, iarnă, eu stau la 23. La 23 de grade? Da. Bine, tu la câte grade stai în casă? La 5? Da. Da. La mine dacă... 5 grade? 25. 25. A, 25. La mine dacă coboară sub 24, mi-e frig. De adevărat, casa mai e pe pământ și se simte, n-am încălzire în pardoseală. Voi n-ați citit toate alea ce au zis cu... Am citit, nu mă convinc. 18 grade, 19. Hai să vorbim cu Gabriel. Bună dimineața! Salut, Gabriel! Salut! Neața, neața! Salut! M-auziți ok? Te rog, da! Ce ziceți voi acolo cu 25 de grade, e huzurie, scuzați-mă. De da. Eu locuiesc într-un apartament cu 4 camere, într-un bloc comunist din sectorul 4. Temperatura anul trecut, o să vorbesc de anul trecut, nu a depășit 21 de grade. Da. În condițiile în care caloriferele sunt deschise non-stop și am plătit 700-800 de lei întreținerea, în condițiile în care doar căldura venea în jur de 4-500 de lei. 4 camere, câte persoane? De 2 persoane. Repartitoare aveți? Eu, repartitoare avem, da. Aveți în bloc persoane care nu au repartitoare sau care păi și nu, asta e comparație. Nu se poate. Nu ai cum. Nu deci ai cum. Ori tot blocul are repartitoare, deci exact. Ori are toată lumea repartitoare, ori nu are nimeni. Mm-hmm. Nu se poate să aibă dar 10 sunt diferențe, aveți vecini care și-au închis caloriferele ca să plătească mai puțin? Ba nu, să știi, te contrazic. Sunt situații în care are un bloc întreg repartitoare și 2 apartamente care nu au vrut să deschidă ușa sau au pus scaunul în clanță. Nu, eu știu că este. Nu, eu știu că trebuie să pună toată asociația. Că dacă nu pui... Așa știu și eu. Tu nu poți să obligi pe nimeni să dea acces în casă unor indivizi să monteze repartitoare. Nu poți, prin lege. Și atunci, eu așa știu. Rămâne de văzut. Asta o verificăm. Ok. În cazul meu particular, da? Am sub, deasupra mea, am o vecină în vârstă, în jur de 80 de ani. Ține caloriferul închis. Sub mine am o familie tânără. Nu țin caloriferul închis, dar nu-l țin deschis cum îl țin eu, probabil. Stânga-dreapta am niște vecini care stau mai mult la țară. Așa. În condițiile în care eu plăteam 4-500 de lei doar căldura, deci doar căldura 4-500 de lei, cel mai mult avea vecinul de sub mine vreo 200. Deci vă dați seama restul cam ce căldură avea un apartament. Mm-hmm. Mulțumim foarte mult pentru intervenție. Mulțumim, Gabriela. Delia, binevenit. Bună, Delia. Îmi pare rău pentru vecinul meu din București. Eu stau în sectorul 2, tot la 4 camere, 2 persoane, da. La etajul 10. Uh-huh. Deci am cerul liber, pe da. Lateral am 5 pereți afară, 4 camere plus bucătăria. Uh-huh. Anvelopat? Anvelopat, da. Okay. Urmează, avem repartitoare tot blocul, 40 de apartamente. Da. Urmează să plătesc pentru luna decembrie, când am avut și n-am avut căldură, 162 de lei. Mi se pare super ok. Este super ok. Da. Avem repartitoare cu transmitere. Eu am da, centrală mă și simt foarte bine. O sucă. Vezi, te încălzești de la apartamentele de dedesubt. Da. Practic. Poți să faci comparație. Poți să faci comparație cu cineva care nu are repartitoare sau ai în bloc cazuri persoane care nu, deci noi în bloc toți avem repartitoare. A fost puțin mai complicat până am învățat lumea cum să le folosească. Plăteau foarte mult și erau supărați cei care închideau caloriferul dimineața când plecau la serviciu. Aha. Seara când veneau acasă era frig în casă. Aha. Dar nu deschideau la maxim. Aha. Caloriferul.
consuma mult, dar lor li se părea că este totuși frig în casă. Păi logic, până pentru am, că e inerție până termică, am învățat tot, se răcesc pereții, da. Oprim, da, până am învățat tot să oprim caloriferele doar 10 minute cât aerisim în casă și în rest să păstrăm temperatură constantă. Da. În situația asta se consumă cel mai puțin. Un sfat foarte bun, mulțumim pentru foarte sfatul ăsta, că uite, nu ne-am fi gândit să-l îl dăm ascultătorilor. Da, cum e și vara cu aerul condiționat. Tot așa, mulți stau, îl închizi și pe urmă îi dau să fac 18 grade din 30 în casă. Și normal că îți consumă mult mai mult curent decât dacă ar menține o temperatură decentă și nu foarte scăzută. Salut, Cosmin! Bună! Neața! Cosmin. Bună dimineața! Salut, salut! Cosmin din Cluj, inginer de instalații. Da. Metoda de contorizare cu repartitare este cea mai proastă metodă a contorizării și în orice fel de, nu știu, proces se poate câștiga. Da. Metoda de contorizare trebuie să existe o contorizare de debit și a temperaturii agentului termic pentru tot apartamentul. Mm-hmm. Povestea asta că unii au blocurile izolate, alții n-au blocurile izolate, radiatoarele au fost dimensionate pe vremea lui Ceaușescu când blocurile erau nedimensionate. Proiectele s-au făcut cum s-au făcut. Unii pot să aibă 23 de grade pentru că au mai pus încă 5 elemente în plus proiectantul. Mm-hmm. Alții pot să aibă... Deci dacă ți-ai pus elemente în plus, nu, dacă ai repartitorul ăsta, nu contorizează? Adică nu... Da, povestea cu repartitare de 20 de ani. Vine, ia un prosop umed și îl pune pe repartitor ca să nu mai înregistreze. Sunt tot felul de avioane legate de repartitare și problemele lor de a contoriza cât de cât, cum să zic, normal. Dar există o diferență? Adică dacă îți montezi repartitor pe un calorifer de tablă sau pe un calorifer de fontă, există diferență? Bineînțeles că există. În ce sens? Radiază. Pentru că fonta are putere de radiație, unul de tablă, a intrat agentul termic în el, se răcește instant. Iar radiatoarele de oțel, de tablă, care sunt montate, mă rog, în apartamentele noi, care și-au pus centrală. Volumul de agent termic dintr-un radiator de tablă e de 5 ori mai mare, de 5 ori mai mic decât un radiator de fontă. Deci nu înțeleg, cum e mai avantajos din punct de vedere al costurilor cu repartitor? Să ai calorifer de fondă sau de tablă? Nu pot să spun asta, nu știu că nu. Din punctul meu de vedere, cred că de fontă e mai avantajos. Aha. Dar dacă ai putea să alegi tu, ce fel de calorifer ți-ai pune, de tablă sau de fontă în casă? De fontă. Aha. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, hai să stăm de vorbă și cu Lucian. Neața. Lucian, bună. Lucian sunt, am fost președinte 11 ani la asociație. Treaba asta cu dimineața, domnul președinte. Să trăiți. Domnul Faina are dreptate. La noi în bloc nu există decât apartamente care au centrale și automat nu au repartitoare. Noi, de exemplu, eu am centrală, plătesc doar când trec țevile în casă, care apropo sunt izolate cu vată minerală termic și cu alte materiale, plătesc 100 de lei. Apartament cu două camere, pe luna noiembrie, a plătit 60 de lei. Ei, nu, dar stai puțin, dacă toată lumea are centrală, care-i noima acestor țevi? Nu. Sunt 10 apartamente din 55 care avem centrală. Restul au repartitoare. Am înțeles. Dar de ce plătesc la 3 camere, plătesc 96 de lei căldura pentru țevile comune, iar un apartament cu două camere plătește 60 de lei. Da. Într-adevăr... Doar pentru țevile comune? Plătești? Nu, ăla cu două. Eu doar pentru țevile comune. Cel cu două camere plătește total. Am înțeles. Atâta. Pentru că n-a dat drumul la calorifere și, într-adevăr, pierderea nu e atât de mare. Adică tu nu încălzești apartamentul de vis-a-vis sau de deasupra și căldura se duce sus. Tu cel mai mult încălzești apartamentul de deasupra, niciodată cel din lateral, atât de mult. Tu nu încălzești atât de mult. În schimb, pierderea din apartamentul tău e foarte mare, pentru că pereții sunt foarte rești, încălzește foarte greu. Vă spun așa, în anii când am avut repartitoare, factura la gaze venea în jur de 2500-3000 de lei. În anul în care am renunțat la ele, anul următor, factura a venit în jur de 5-600 de lei. Toată lumea se încălzește la gaze. Factura la căldură, pe total, nu mai știu să vă spun pe apartamente,
A fost în anul când am renunțat la repartitoare cu vreo 20% mai mică, iar căldura în apartamente a fost foarte mare. Adică erau oameni care spuneau, domnule, stăm și cu geam. Erau mulțumiți, am înțeles. Mulțumesc. Domnule, eu nu m-am lămurit. Deci avem ambele situații. Oameni care au repartitoare și spun că plătesc mai puțin decât cei care n-au și viceversa. Vrei să-ți fac gros de numărul domnului Opaina? Că te lămurăște. Nu, este undeva ceva, e o variabilă pe care nu reușim să o s-o identificăm. E ceva care influențează foarte mult costul ăsta și nu reușim să ne prindem. Subiectul rămâne deschis. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.